În tot timpul ăsta cât noi ne vârcolim cu ale noastre pe aici, vecinii noștri ucraineni poartă o victorie importantă pe front. Noi fiind în spatele frontului, ar trebui să ne intereseze. Dar așa cum pe mulți se interesează numai și ascunde mâța, sigur că nu ne interesează. Cu toate acestea, în timpul ăsta, cât vecinii noștri mor, inclusiv și pentru independența Republicii Moldova, ce se întâmplă cu administrația locală? Primarul nostru sprimblă la Qatar. Eu nu știu dacă a mai fost un primar atât de călător ca ăsta. Eu am înțeles că își dorește, o depus cerere acolo la un șeih să intre în garem. Nu știu, e drept, nu e drept, cred că trebuie să-l întrebăm. Pe această cale, eu vreau să-i fac o interpelare, domn secretar, mă tale pot să o însemnez, unde a fost, ce-a căutat și câți bani a cheltuit. Foarte clar. Ce-a adus, cam înțelegem noi ce-a adus, a să vedem. Apropo de guvernarea centrală, că eu tot ies aici și spun niște lucruri. Eu sunt și fracțiunea Partidului Liberal prezent aici, suntem pentru apărarea instituțiilor statului. În timp ceilalți care umblă cu zarnița rusească și vor să închine țara rușilor, eu de la guvernarea centrală nu am nicio așteptare. Îi rog să nu fac nimic. Cam de ce să apuc, totul e spidos. Dar vouă, tuturor celorlalți, vă rog să nu închinați țara rușilor. Silvia așteaptă că am și pentru tine ceva. Despre ceea ce vreți dumneavoastră să faceți în tot acest parcurs, cu gaz ieftin, cu pe data de 18 și așa mai departe, toate acțiunile sunt îndreptate împotriva independenței Republicii Moldova. Și așa cum armata rușilor suferă înfrângere după înfrângere, așa o să suferiți și dumneavoastră înfrângere după înfrângere. Pe această cale, noi avem un cadou pentru toți cei care umblă cu zărnița rusească. Noi am căutat și am găsit corabia rusească. Așa că vrem să vă dăruim tuturor celor care umblați cu zărnița rusească. Și așa cum corabia rusească a ajuns la fund, credeți-mă că fix așa cu Putina vostru o să ajungeți la fund. Noi, așa ca simbol, o punem aici pe masă, ca dumneavoastră să o aveți, ia că tamam președintele vostru a să o păzească. Dacă vreți, să ducă după dânsa. Уважаемые коллеги, Путин капут. Дом президента, в качестве реплики, если вы позволите, уважаемые коллеги.